Triburile slave de sud au ajuns la începutul secolului al VI-lea și în regiunea Alpilor Răsăriteni și pe țărmul nordic al Mării Adriatice, lovindu-se de stăpânirile bavareze, respectiv longobarde. Primul stat al slavilor în această zonă s-a format în Carantania, azi landul Carnten din Austria, având capitala la Coruşca. Acest stat nou format a avut de înfruntat atacurile bavareze, longobarde, iar la mijlocul secolului al VIII-lea pe cele ale avarilor. Cristianismul a crescut, cuvântul lui Dumnezeu a crescut în istorie, iată și către alte neamuri, către popoarele de origine, tot de origine slavă, sârbii, frații noștri de mai târziu din apropiere, care au venit în spațiul acesta bizantin, în inima imperiului, tot datorită presiunilor altor neamuri. Sunt cunoscuți veniți în timpul împăratului Heraclius, marele împărat Heraclius, 610-641, pătrunzând în imperiu, și pentru că împăratul Heraclius a fost împărat militar de mare forță militară, se afla împotriva perșilor, unde uneori a stat un an de zile, 2-3 ani de zile, cu familia pe frontul de luptă, nu a putut răspunde acestor penetrări ale sârbilor sau servulii, cum erau numiți de multe ori în istorie, de către izvoarele istorice, să răspundă și a trebuit să le recunoască o anumită așezare a lor prin acordurile care le-au încheiat. Au fost la începutul așezării lor, iată, și misiuni creștine, care au avut o anumită eficiență, dar nu pe dată. Vor mai dura iarăși de la anul 610-641, când s-au așezat, 638, până spre anul 863, tot când datorită fraților Chiril și Metodiu, trecând prin aceste spații și altor misiuni bizantine, au reușit să fie aduși către dreapta credință, către credința lui Hristos, și fermentul acesta a crescut extrem de puternic și în spațiile respective. Sigur, lumea slavă s-a așezat, sârbească, iugoslavii, cum vor fi numiți mai târziu, până în spațiile Macedoniei, spații care sunt atât de frământate până în zilele noastre. De fapt, spațiul Macedoniei de astăzi este unul dintre cele mai frământate spații din istoria Europei, pentru că s-au așezat atâtea încrengături de neamuri și nu a existat nici granițe bine determinate, granițe de râuri sau fluviale, cum s-a întâmplat mai târziu. Un spațiu atât de disputat între bulgari, greci, iată, sârbi, mai târziu albanezi, care mai târziu au fost fermentați de alt fenomen al credinței, islam, ce vor aduce în zilele noastre atâta lipsă de pace, atâtea tensiuni internaționale. La vremea respectivă, iată, cuvântul lui Dumnezeu a reușit să așeze aceste granițe care de puține ori în istorie au fost, iată, rupte sau, ne ținând seama de ele, s-au ajuns la tensiuni între lumea slavă și lumea bizantină. Sub cneazul Borut, slovenii au fost creștinați în rit latin de misionarii germani, lucru ce i-a și atras în sfera de influență a bavarezilor, de la care vor primi ajutor împotriva avarilor. Existența statului sloven a fost de scurtă durată, deoarece în 788 Carantania a fost cucerită de Carol cel Mare și aici au fost organizate două comitate în care, începând din 843 sub Ludovic Germanicul, a început colonizarea germană. Unii dintre acești slavi au ținut, iată, de propria lor teritorialitate, altele au intrat sub auspiciile unor catepanate sau unor toparhii bizantine, cum a fost Dirahium, sau altele la Zeta, spre exemplu, în Muntenegru, altele, spre exemplu, lumea slavă din Dalmația a fost sub autoritatea aceasta a papei, a curiei romane, o bună perioadă de timp, cu hiatusuri care s-au întâmplat în istorie. Cel mai mare centru din Dalmația a fost Palato, sau Splitul de mai târziu, acolo de unde provenea și unul dintre cei mai mari persecutori din istorie, împăratul Dioclețian, unde s-a așezat, unde avea un castel. Și a fost un centru episcopal, sigur, de sorginte romanică, ținând de autoritatea romană din Roma, și care a emanat un suflu și către celelalte teritorii slave, mai ales către croați, către teritoriul acesta al Dalmației, nereușind să treacă zidurile bizantine, auspiciile bizantine sub care intraseră lumea slavă, lumea sârbă, nu, datorită emisiilor extrem de puternice a autorităților bizantine, a diplomației bizantine, care au reușit să-i aducă într acest ferment un commonwealth de credință bizantin. Sigur, fiecare dintre ei a
au reușit să se determine ca arhiepiscopie. Mai târziu, iată, sârbii din acest spațiu au intrat sub auspiciile arhiepiscopiei de Ohrida sau Ahrida, care era o continuare a Justinianei prima. Marea realizare justiniană care a determinat răsăritul către Constantinopol, către această lume a pars orientis, a jurisdicțizării lor sub auspiciile Constantinopolului. Ceea ce ne-a determinat și pe noi, de fapt, români, este cel mai mare act, cred că, din istoria aceasta răsăritului. Un popor romanic, iată, intrat sub auspiciile Ortodoxiei Ortodoxe și de sorginte romanică să stea sub oblăduirea răsăritului a Constantinopolului. Iată, fermenți, catalizatori care au produs fenomene extraordinare în istoria aceasta răsăritului, în ceea ce privește cu lumea slavă, care a dislocat extrem de mult romanitatea și romanitatea sud-dunăreană. Cu toate acestea, nu a putut disloca romanitatea nord-dunăreană, chiar și nu numai în spațiile dunărene, în apropiere, în regiunea aceasta subcarpatică, ci și dincolo de Dunăre, până în nordul Moldovei, până în Basarabia de astăzi, unde romanitatea a rezistat pentru că a fost puternic împământenită. Fermentul a fost extrem de puternic împământenit și a jucat un rol determinant prin credința lor, prin fenomenul care a crescut și mai târziu a fost chiar un auxiliar extraordinar al Bizanțului căzut, diseminat, disipat datorită intereselor locale, datorită lumii islamice, lumii turcești, care a reușit să-l disloce, să-l fragmenteze. Iată, teritoriile nord-dunărene, acest fragment de imperium a reușit să substituie capitala căzută mai târziu a Constantinopolului, să ajute autoritățile acestea sud-dunărene să vină în ajutorul lor sau să ajute la nivel eclesial multe dintre mănăstirile sud-estului european, multe dintre mănăstirile Muntele Athos, pe care Bizanțul diseminat, fragmentat, egal la Elada de odinioară, nu mai putea să îl realizeze. Sârbii de astăzi și macedonenii descind din triburile slave care s-au așezat la sud de cursul inferior și mijlociu al râului Sava, zonă brăzdată de lanțuri muntoase acoperite de păduri. Primul stat sârb s-a format în secolul al IX-lea sub conducerea cneazului Vlastimir și a avut capitala la Rascia. Fiind confruntat încă de la început cu tendințele expansioniste manifestate de bizantini și bulgari, noul stat nu a putut să-și păstreze independența în aceste condiții și sub cneazul Mutimir, care a fost nevoit să recunoască suzeranitatea bizantină. Timp de două secole, bizantinii și bulgarii au condus pe rând micul cnezat al sârbilor. Diplomația bizantină a fost fenomenală, numai citind lucrarea lui Constantin VII Porfirogenetul de ceremonii saule bizantine, unde sunt înșiruite atâtea neamuri, descrierea lor psihoetnică, modul cum erau primiți, chipul cum trebuiau plimbați prin Constantinopol, fastul respectiv, darurile care li se confereau, acordurile care se făceau cu ei. Este extrem de alambicat și extrem de minuțioasă în a lucra cu oamenii. Era, sigur, o civilizație diplomatică împrumutată de perioadele anterioare romanice și amplificată în aceste perioade în care, sigur, presiunile istoriei au creat și alambicarea și sofisticarea acestui act diplomatic. De nefericire, s-au întâmplat și revers al medaliei, în care interesul acesta a fost și mai focalizat asupra Constantinopolului. Sigur, lumea slavă care s-a împărțit la vremea respectivă, slavii răsăriteni, rușii ucrainieni, slavii de mijloc, sârbii, croații sau polonii și slavii occidentali, macedoneni și boemienii, care au venit o parte dintre ei către teritoriile dunărene prin Panonia, aminteam, în spațiile acestea ale Croației de astăzi, în Macedonia, au ajuns până în Serbia, ca și ceilalți, au exercitat această presiune timp de aproape două secole către Imperiul Bizantin. Și dacă ne gândim spațial, fotografiem spațial această linearitate, această graniță nordică, ne gândim că cel mai expus teritoriu, încă o dată îl afirmăm, au fost teritoriile Romaniei nord-dunărene sau teritoriile strărămânilor, unde se fermentase un nou neam care a demonstrat o rezistență extraordinară și care făcea parte integrală din imperiu.
De multe ori sunt cunoscuți foarte mulți demnitari răsăriteni bizantini cu armatele lor. Nu, din secolele acestea 7, 8, 9, 10, apărând temele acestea dunărene ale Paristrionului sau ale Paradunavului, mergând către nordul Dunării sau dincolo de nordul Dunării, să apere împotriva anumitor elemente slabe, încă nestatornicite, încă nedeterminate, sau împotriva pecenegilor, paținacai, cum erau numiți, sau mai târziu acumanilor, care erau încă nestabiliți, și împotriva cărora Manuel I Comnenul sau Ioan al II-lea sau ceilalți au luptat cu multă eficiență, ținându-i, iată, departe de fruntariile Imperiului sau departe de teritoriul acesta nord-dunărean, intracarpatic sau de lângă Dunăre. Mai ales teritoriile de lângă Dunăre erau mai ușor de apărat pentru că erau mai aproape teritorial de epicentrul acesta al lumii răsăritene care a fost Constantinopolul. Se cunosc puține detalii despre slavii de est înainte de secolul al IX-lea. Motivele principale sunt lipsa documentelor scrise și relativa depărtare a teritoriilor locuite de slavii estici. Puținul care se cunoaște este datorat săpăturilor arheologice, mărturiilor călătorilor străini care au vizitat Rutenia și analizei comparative a limbilor slave.